să încercăm să vă prezentăm rapid și o variantă limitată a Daciei Duster. Este vorba de o ediție specială denumită Orange. Denumirea nu are legătură neapărat cu culoarea nouă pe care o vedeți pe acest Duster, ci mai degrabă cu faptul că avem în interior un accesoriu care permite accesul la o rețea Wi-Fi. Deci mașina este practic dotată de Orange cu un dispozitiv care permite conectarea a până la 12 terminale mobile într-o rețea Wi-Fi cu viteză 4G. Evident că pentru a sărbători cumva această ediție limitată, mașina vine cumva echipată mai bine, deci este o echipare specială, de aia îi spune ediție limitată, adică pe lângă culoarea aceasta deosebită, nouă în gama Dacia, o să observați jante din aliaj de 16 inci de culoare neagră, care sunt specifice acestei ediții limitate. Undeva la spate avem o cameră de luat vederi și anumite accesorii sunt prezente pe mașină, adică protecții față spate satinate, oglinzile de culoare dark metal, tot satinate într-un fel. La fel și pe lateral există praguri cu acel finisaj satinat și praguri de protecție laterală, o să vi le arăt cu portierele deschise, și barele de acoperiș cu aspect satinat. Cam astea ar fi lucrurile care diferă la acest Duster față de o variantă normală, referindu-mă bineînțeles la părțile de exterior. În interior există o tapiserie specială, sistemul Media Nav a fost și el îmbunătățit pentru că are alte culori și alte funcționalități pe care o să vi le prezint în detaliu. Și de asemenea o să vă mai povestesc din interior, există o echipare mai specială pentru această ediție Orange, adică scaune față încălzite, volan îmbrăcat în piele și alte chestiuni de detaliu pe care le vom vedea împreună în interiorul mașinii. Altfel, mecanic vorbind, mașina este aceeași, e vorba de un Duster de 110 cai, diesel, tracțiune integrală, deci cu sistemul 4x4 instalat pe mașină și cutie manuală 6 trepte. Acestea sunt jantele pe ediția specială Orange, 16 inci, pneurile sunt Pirelli Scorpion de iarnă, Pirelli Scorpion Winter, 215x65R16. În afară de chestiunile evidente legate de tapiserie și dotări suplimentare pe care le regăsim pe această versiune Orange, sunt două chestiuni asupra cărora vreau să insist, adică sistemul Media Nav, care este îmbunătățit, are alte culori și este cumva optimizat, și bineînțeles acel sistem oferit de Orange, un fel de Wi-Fi spot pentru autovehicul, deci un Wi-Fi spot portabil. În primul rând, așa cum se observă, display-ul Media Nav este mult mai colorat și împărțit în zone în funcție de culori, radio oculare, media oculare, telefonia oculare, harta și sistemul de navigație altă culoare și setările o altă culoare. O să intru rapid prin el fără să insist, însă ca să înțelegem exact cam cum arată,
și setările disponibile. Și evident o mare îmbunătățire pe care o are acest sistem este camera de luat vederi pentru mersul înapoi. Iată camera de luat vederi, nu are linii predictive, are doar niște linii orientative, destul de ok. Rezoluția e bună și display-ul e mare, așa cum știți la Dacia, însă ce nu-mi place mie la acest display, nu numai pe camera de luat vederi, ci și în alte moduri, pentru că are o înclinare ciudată, vizibilitatea nu este perfectă din poziția șoferului. Deci dacă ești în altă poziție, și senzorii îi simțiți acum, dacă ești cu capul mai către centrul vehiculului, în acel moment vizibilitatea devine mai bună. Din poziția de conducere, nici măcar display-ul, așa cum îl observați, nu se vede foarte bine ziua. Noaptea este altă discuție. Așa arată dispozitivul oferit de Orange. Mă rog, oferit de Dacia prin intermediul Orange. Da? Are o mufă USB aici și un loc pentru un SIM, da, pentru că funcționează cu un SIM în interior. Se introduce în priza vehiculului, în priza de 12V. Se apasă butonul. Moment în care dispozitivul pornește. Și în momentul în care devine verde, este apt pentru a conecta un telefon mobil, adică acum. Și o să vă arăt și pe telefonul mobil. Nu o să stau acum să fac toate. Observați că i-am dat să se conecteze. Deja e încercat sistemul, da. Deci în acest moment avem rețea activă, noi suntem conectați cu telefonul la ea și poți să faci orice dorești cu internetul în vehicul. Ca aspecte importante legate de acest sistem, sigur că mai multe detalii pe orange.ro. Sistemul e denumit cumva Wi-Fi on board, folosește 4G. Traficul național este de 12 GB la viteze 4G, cu cost control inclus și poți conecta până la 10 dispozitive Wi-Fi simultan, tablete, smartphone-uri sau console de jocuri. Se alimentează direct de la priza de 12V, așa cum se vede, și de asemenea acea mufă USB pe care o are dispozitivul poate fi folosită pentru a încărca, nu știu, smartphone-ul sau tableta cu ce te conectezi. Evident, există un protocol de securitate, o parolă, ca la orice dispozitiv de acest fel. Și o chestiune care mie mi se pare foarte interesantă la genul acesta de dispozitiv, faptul că e cumva portabil, adică nu este legat neapărat de mașină. Deci îți iei dispozitivul cu tine, dacă ai mai multe mașini, îl poți folosi liniștit în oricare dintre vehicule. Evident, sunt anumite condiții legate de abonament, deci se face un abonament la Orange, mă rog, care costă, nu știu cât costă, ți se alocă un SIM, SIM-ul îl introduci în dispozitiv și dispozitivul în acel moment devine activ, devine folosibil. Profit de ocazie cu acest test scurt Duster Orange, având aceeași motorizare, 110 cai DCI, să mai facem o dată consumurile, pentru că la ultimul test cu Duster facelift s-a nimerit să fie viscol,
pe toată săptămâna aceea chiar am avut condiții reale de iarnă grele, în care s-a mers cu mașina numai în auto și în 4x4 și consumul a fost destul de mare, consumul mediu. Acum suntem tot în condiții de iarnă, însă fără zăpadă, așa că o să încerc să reluăm acele chestiuni legate de consum. În acest moment sunt în treapta 6-a, modul eco activat, la 130 de km pe oră și observați consumul instantaneu la această viteză pe autostradă, mă rog, cât o să pot să o țin, că este destul de aglomerat. Am vrut neapărat să repet acest test de consum, mă rog, să vedem consumurile în timp real, pentru că de când am eu acest Duster Orange, consumul a fost destul de scăzut, adică am avut practic prin București și în afara Bucureștiului o medie de 5,6 litri la sută, fără să ies pe autostradă. Odată ce am ieșit pe autostradă, consumul s-a dus în 6.2-6.4, mergând cu viteze mai mari. E normal, se vede ce consum avem la 130, adică 7.6-8.5 variază consumul. Uneori mai puțin, depinde de situațiile de moment. Să urmărim consumul și la 120 de km pe oră. E și acum condițiile sunt un pic dificile, în sensul că e vânt afară, deci bate vântul destul de tare. Însă temperatura exterioară este de 6-7 grade, adică destul de ok pentru mijlocul ianuarie. Și o să merg așa câte puțin în fiecare segment de viteză ca să înregistrăm cumva consumurile care se fac cu Duster în acest regim. Și bineînțeles se observă acolo că suntem în 2WD, adică în modul cel mai economic, în care mașina nu folosește sistemul de tracțiune integrală deloc. Să vedem și 110 km pe oră. La 110 și sub această viteză, senzațiile se schimbă, sunt destul de radicale peste 110, adică peste 110 zgomotul la vânt este mare și nu că neapărat neplăcut, dar se aude destul de tare, în așa fel încât ca să ai o conversație cu pasagerii din spate trebuie să ridici un pic vocea. Sub 110 se schimbă într-adevăr în bine, în sensul că poți vorbi normal, fără nicio problemă. Și în timpul ăsta observăm și consumul indicat pe computerul de bord, undeva 6.6-6.8, depinde și de situație. Acum 100 de km pe oră în aceleași condiții.
bineînțeles 90 de km pe oră pentru cine vrea să meargă într-adevăr economic. Se observă că în anumite momente scade și sub 5 litri la sută, deci probabil că în condiții ideale la 90 de km pe oră poți avea un 4,9 la o temperatură exterioară normală. Acum ce am observat eu, o să las să ruleze mașina așa pentru a putea urmări toată lumea consumul. Și o să vă spun o poveste despre diferențele față de acest test și cel cu dusterul pe viscol. Fiind temperaturi foarte scăzute, atunci sistemul start-stop practic funcționa, fie nu funcționa deloc, fie funcționa foarte rar. În timp ce de când am luat acest Duster Orange, sistemul start-stop a fost în continuu activ, adică la orice oprire în oraș, la orice oprire la semafor, deci când se îndeplineau condițiile de start-stop, sistemul intra în funcțiune. Am impresia că acest lucru a ajutat foarte mult pentru că am făcut 100 și vreo 50 de km numai în oraș. Și câteva ieșiri scurte, gen 20-30 de km în afara Bucureștiului și consumul nu a depășit 5,6, adică am avut momente în care s-a dus la 5,7 și după 2-3 minute a revenit înapoi la 5,6, consumul mediu. Acest lucru probabil că se datorează în primul rând sistemului start-stop, care a fost foarte activ, deci de câte ori eram oprit în oraș, motorul se oprea și el, pentru că din ce am observat pe autostradă și din ce se observă și cu ochiul liber, în timp ce vorbesc eu acum, consumurile la viteze mai mari, adică peste 110 km pe oră, sunt destul de mărișoare cu Duster, chiar și în 2WD. Așadar, mixul de consum depinde foarte mult la Duster și de situațiile în care se conduce mașina, adică e posibil surprinzător ca în oraș să ai un consum mai mic decât dacă rulezi foarte mult pe autostradă cu viteză mare. Depinde cum aveți situațiile. Bineînțeles, în momentul în care se intră în 4x4 și în condiții grele, consumul crește corespunzător și atunci se poate lua de bună acea medie pe care am obținut-o cu celălalt Duster de culoare verde pe care l-am testat acum, nu știu, 2 ani, nici nu mai rețin exact când. Important e că până în acest moment mașina m-a încurajat la partea de consum. Înainte de acest Duster am avut câteva zile și un Logi Stepway cu același motor și consumul mediu a fost 6,1, în cam în aceleași condiții, adică oraș și ceva ieșiri în afară. Așadar, de-aia am fost și surprins de Duster că a reușit să facă 5,6, practic în condiții realmente similare cu cele în care condusesem Logi. Și am zis, hai să mai facem o dată consumurile, să vedem ce se întâmplă. Când mergi pe autostradă, e clar, la viteze mai mari, consumul nu mai poate să fie foarte scăzut. Observați că, de fapt, și la 90, că eu am lăsat-o la 90 special, e undeva practic peste 55, 5,4, 5,1, chestii de genul ăsta. Însă oricum ne face o imagine mai corectă a supraconsumului decât la testul precedent. O să trec și prin computerul de bord ca să vedeți condițiile care sunt. 6 grade Celsius, mașina are 5400 km rulaj. Iată, media în acest moment este 6,3, adică destul de onorabilă și sunt convins că dacă voi continua rularea în zilele următoare cu mașina în oraș, în condițiile în care am condus până acum, lăsând autostrada la o parte, consumul va scădea relaxat în zona de 5,6-5,8,
De altfel o să vedem acest lucru în partea de concluzie. O să trag și o concluzie scurtă. În primul rând, pentru că am făcut acele probe de consum, vreau să vă arăt cum stăm cu consumul. Este undeva la 6,2 și din nou o să iau computerul de bord ca să se vadă toate informațiile. 38,4 km/h. Noi am făcut cu mașina, deci consum 6,2, am făcut 238, 240 de km aproximativ. Și consumul a rămas undeva în zona de 6,2. Deci eu zic că e un consum ok, mai ok decât am obținut pe acea porțiune de Viscol acum câțiva ani. Cât despre acest Duster Orange, dacă merită sau nu cumpărat, eu zic că merită pentru cei care sunt interesați de un Duster, pentru că ai anumite echipamente suplimentare pe mașină, inclusiv acest media nav mai deosebit și camera de luat vederi pentru mersul înapoi. Sigur că e o ediție specială, deci probabil că nu va fi, sau limitată, nu va fi disponibilă foarte mult la vânzare. Așadar, cine este interesat ar trebui să încerce să achiziționeze una cât mai repede. Avantajele legate de acel sistem Wi-Fi on board sunt relative, adică e un sistem care până la urmă îl poți cumpăra și separat. Probabil, eu cred că nu este așa o inginerie specială cu o legătură strânsă Dacia Orange încât să nu-ți poți cumpăra acel sistem și dacă ai altă mașină. Acolo e o chestiune până la urmă de imagine pentru ambele companii. Oferă această versiune limitată Dacia Duster Orange în așa fel încât cei mai pasionați de tehnologie să poată avea acces la un Duster și cu chestiuni mai deosebite, gen cameră de luat vederi și Wi-Fi on board. Altfel însă, sistemele probabil că se pot achiziționa și separat. Frumusețea acestei ediții speciale vine din faptul că sunt oferite mai multe lucruri, deci un fel de pachet la un preț ok și acest lucru eu cred că merită în acest moment, mai ales pe un vehicul Dacia, adică să ai și Wi-Fi on board și cameră de luat vederi pe o Dacia standard, eu cred că este o chestie destul de ok. Sigur că e și această culoare nouă pe care o are mașina. Eu nu sunt foarte încântat de ea, sunt alte culori care îmi plac mai mult și mi se pare că arată mai bine Duster-ul cu acele culori, dar și aici e o chestie de alegere, mai ales că versiunea denumită Orange nu este limitată la anumite motorizări sau, deci sunt disponibile mai multe motorizări și mai multe sisteme, fie tracțiune integrală, fie tracțiune față. Așadar, nu sunt probleme. Deci ai motorizări pe benzină, motorizări diesel, practic după dorință. Eu zic că dacă sunteți interesați, ar fi cazul să luați în calcul această ediție specială.